găsit tuturor la întâlnirea cu cele mai importante știri din această săptămână. Sunt Onelia Pescaru. Eleganță, discreție și rafinament, așa se poate descrie în doar trei cuvinte, prima nuntă regală din ultimii 70 de ani din România. Un rar moment de normalitate și decență într-o lume românească măcinată tot mai mult de indiferență și de dezbinare. Junii brașoveni costumați în straie tradiționale s-au aflat cu mândrie în fruntea alaiului la nunta principelui Nicolae cu Alina Binder. La Sinaia a fost organizată duminică 30 septembrie prima nuntă regală din ultimii 70 de ani. Principele Nicolae Medford Mills, în vârstă de 33 de ani, nepotul regelui Mihai, s-a căsătorit cu aleasa lui Alina Maria Binder, în vârstă de 30 de ani. Sfânta taina cununiei s-a desfășurat la Biserica Sfântului Ilie din Sinaia, sub îndrumarea unui sobor de preoți împreună cu înalt preasfințitul Calinic al Argeșului și Mușcelului. Principele Nicolae și soția sa au plecat de la biserică spre casino, locul unde a avut loc petrecerea, cu o caleașcă albă. În fruntea alaiului de nuntă s-au aflat juniei Brașovului din toate cele 7 grupuri, urmați de un ansamblu folcloric din Bucovina. În juniea junilor vieșcării Brașovului s-a pregătit pentru acest eveniment cu un număr de 53 de juni, care au decis să participe cu toată bucuria, pentru că asta este un eveniment deosebit pentru toți românii. Îi așteptăm pe mici la biserică, îi vom însoți de-a lungul drumului, vom merge cu ei până la cazinou și vom sta la dispoziția atât în sală, împreună cu ceilalți colegi, atâta timp cât este necesar la festivitatea de astăzi. Este o mare cinste la invitația prințului Nicolae. Noi am răspuns prezent, poate puteam și mai mulți, dorința a fost mare, dar ne-am rezumat la cei 53, cum spunea colegul meu. Programul este clar, stăm aici la biserică până dânsul va avea linia regală. Este o, probabil că bănuiesc o dată în viață ai șansa să participi la o comunie regală. La ora 16:30, Nicolae și Alina au ieșit în balcon la casino să-i salute pe cei prezenți, iar la ora 18 a început recepția în cea mai mare sală a casinoului, Sala Oglinzilor. Familia regală nu a participat la nuntă. După ce i s-a retras titlul regal, Nicolae a avut o relație încordată cu familia regală a României, lucru care a fost vizibil și la înmormântarea regelui Mihai. Deși au primit invitații, principesa Margareta și principesa Elena, mătușa și mama Mirelui, nu au dorit să ia parte la nunta de la Sinaia. Luni, la toate universitățile din țară, a avut loc deschiderea oficială a noului an de învățământ. Universitatea Transilvania din Brașov și-a deschis porțile pentru peste 19.000 de studenți care au ales să studieze la cele 18 facultăți. Sub sloganul Învață să fii în centru, Universitatea Brașoveană a pășit astăzi noul an universitar 2018-2019. Peste 19.000 de studenți, 730 de cadre didactice și 18 facultăți alcătuiesc împreună una dintre cele mai mari universități din regiunea centru. Mă aștept să fie ani frumoși, la urmă urmei trebuie să fie cei mai frumoși ani din viața unei persoane, ani de facultate și sper să fie bine. Stau la cămin? Nu sunt din Brașov. Da, stau la cămin. Condițiile sunt ok, tarifele sunt bune, am auzit că avem și mâncare la cantină și mâncarea este foarte bună. Nu am prea mare așteptări așa, mai ales de la început, pentru că nu știu ce o să fie și e totul nou. Aștept să văd, să mă acomodez puțin și apoi o să îmi fac mai multe planuri și o să mă gândesc la mai multe chestii pe viitor. Deschiderea oficială a avut loc în prezența studenților, a profesorilor și lectorilor universitari, precum și a unor oaspeți de seamă din cadrul instituțiilor publice locale și județene. Universitatea este un pilon de bază în cadrul comunității brașovene. De la an la an această instituție, practic, prin dezvoltarea și amplificarea activității la care asistăm, ne duce să tragem această concluzie. Există un parcurs bun, avem parteneriate foarte multe cu Universitatea Transilvania. După
asistența Băncii Mondiale pe care noi avem ca și dezvoltare a Brașovului, se vor naște foarte multe proiecte de dezvoltare și unde universitatea poate să fie unul dintre partenerii de bază ai municipiului Brașov, mai mult decât suntem în momentul de față. Rectorul Ioana Brudan a anunțat că în cadrul programului Ne Dezvoltăm Universitatea se va aloca 1 milion de lei pentru 10 proiecte ce vor urmări îmbunătățirea activităților din campusul universitar, 30.000 de lei pentru bursele echipelor de studenți, iar 70.000 de lei vor reveni propunerilor propriu-zise. În acest an universitar ne dorim să ne implicăm și mai mult în sprijinirea studenților, în dezvoltarea proiectelor pe care aceștia le au. Debutează anul universitar cu un program al universității denumit Noi Dezvoltăm Universitatea, în care vom aloca 1 milion de lei în cadrul a 10 proiecte, fiecare de câte 100.000 de lei, destinate studenților, prin care aceștia să rezolve anumite probleme cu care se confruntă, probleme la nivelul întregii universități. În prezent, Universitatea Transilvană din Brașov este cea mai mare universitate din centrul țării, o universitate comprehensivă care oferă programe în 43 de domenii de știință. România se pregătește să voteze. Alegătorii sunt chemați la urne timp de 2 zile, pe 6 și 7 octombrie. Scrutinul este despre familia tradițională. Prin acest referendum se dorește schimbarea definiției constituționale a familiei. În prezent, Constituția prevede că familia se bazează pe căsătoria între soți. Prin intermediul referendumului familiei se încearcă înlocuirea cuvântului soți cu sintagma un bărbat și o femeie. Așadar, dacă referendumul va fi validat, iar cei care au votat da sunt mai mulți, Constituția va fi modificată în așa fel încât să spună că familia se bazează pe căsătoria între un bărbat și o femeie. Acest referendum reprezintă voința majorității poporului român. Deci vorbim de 87% din acest popor care se declară de acord cu căsătoria între un bărbat și femeie. Deci, din acest punct de vedere, acest referendum unifică societatea și nu o dezbină așa cum se vehiculează prin presă. Dacă cei care vor vota nu la referendum vor fi mai mulți, Constituția va rămâne la fel. Așadar, românii trebuie să răspundă prin da sau nu la următoarea întrebare. Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament? Din punctul nostru de vedere, întrebarea nu este așa cum ne-am fi dorit noi, dar ea este perfect legală și perfect validă, căci ea stă în baza legii 3/2000, care reglementează următorul lucru. Indiferent de obiectul referendumului care are loc, formularea este standard, este STAS, este standard, anume, sunteți de acord cu forma de revizuire a Constituției în forma aprobată de Parlament, cu da sau nu? Iar în cazul nostru, această întrebare, această formulare de pe buletinul de vot, face trimitere la o singură lege care s-a dat în România pentru modificarea articolului 48, legea din 18 septembrie 2018, care se găsește și în Monitor Oficial. Este o informație publică, îndemnăm cetățenii să verifice această informație. Cum ar fi trebuit să sune întrebarea din punctul dumneavoastră de vedere? Din punctul nostru de vedere, ar fi fost mult mai concludent dacă întrebarea ar fi sunat așa. Sunteți de acord cu modificarea articolului 48 în sensul definiției căsătoriei ca fiind formată dintr-un bărbat și o femeie? Cu da sau nu? Așa cum este întrebarea acum, lasă loc de interpretare? Nu lasă loc de interpretare, însă pentru foarte mulți oameni, să zicem mai simpli, care nu sunt la curent cu toate aceste finețuri juridice, ar putea să nu sune foarte clar. Motivul pentru care se recurge la acest referendum este acela de a nu permite persoanelor de același gen să se căsătorească legal și, posibil, să adopte și copii. Peste 3 milioane de români au semnat o petiție pentru modificarea Constituției în acest sens. Referendumul de la acest sfârșit de săptămână prelungește programul la Serviciul de Evidență a Persoanelor pentru Eliberarea Cărților de Identitate. Mai exact, cei care doresc să voteze la referendum pot depune actele și vor primi în acea zi documentul de identitate. Serviciul de Evidență a Persoanelor din municipiul Brașov va asigura în data de 6 și 7 octombrie program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, în conformitate cu Ordonanța Guvernului numărul 97/2005.
Noi am luat măsuri organizatorice că în această perioadă, zilele premergătoare pentru organizarea referendum, inclusiv în zilele de referință, respectiv sâmbătă și duminică, vom desfășura activitate lucrativă, respectiv sâmbătă și duminică, vom lucra de la orele 7 până la orele 21 pentru asigurarea relației cu publicul în ceea ce privește depunerea cererilor cetățenilor municipiului Brașov pentru ca să obțină cărți de identitate în vederea participării la scrutinul electoral. Este un mare adevăr, într-adevăr, că termenul fiind presant, analizăm fiecare cerere de la caz la caz și în măsura posibilităților vom emite cărțile de identitate pentru dosarele care au fost procesate, adică depuse anterior, și facem în așa fel ca sâmbătă-duminică să existe posibilitatea eliberării acestora, iar în zilele de scrutin electoral, cum spuneam, sâmbătă și duminică, pe 6 și 7 octombrie, vom prelua cereri pentru punerea în legalitate, eventual cu cărți de identitate provizorii. Și în acest caz, procedura de eliberare a cărții de identitate este neschimbată. Cartea de identitate se întocmește și se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei și a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetățeniei române și a domiciliului. Veste nu foarte bună pentru români. O nouă taxă de poluare va intra în vigoare de anul viitor. Șoferii care vor să-și cumpere o mașină veche vor trebui să-și recalculeze bugetul. În formula de calcul vor fi luate în considerare mai multe criterii, spune ministrul mediului. De la 1 ianuarie 2019, proprietarii de mașini cu motorizare Euro 2, 3 sau 4 vor plăti mai mulți bani pentru reducerea poluării. Astfel, șoferii ar putea fi taxați de două ori, prima dată la înmatriculare, în funcție de capacitatea cilindrică a mașinii și a doua oară când plătesc impozitul la primărie, care va crește considerabil în cazul autoturismelor vechi. Noua taxă auto se va aplica diferențiat atât în funcție de capacitatea cilindrică, dar și de gradul de poluare. Astfel, potrivit noului proiect din 2019, șoferii vor fi taxați la primărie și la Registrul Auto Român. Decizia vine odată cu numărul uriaș de autoturisme vechi înmatriculate în România în ultimii 2 ani. Mai bine de 2 ani de când a fost scoasă taxa auto, în România au intrat foarte multe mașini, în special mașini cu vârstă foarte mare. Cu alte cuvinte, și poluarea a crescut semnificativ în toată această perioadă. S-a discutat foarte mult și s-a ajuns la concluzia că trebuie reintrodusă o nouă taxă auto. E bine, aceasta va fi plătită în două rânduri. Va fi plătită odată la primărie și va fi plătită și la Registrul Auto Român. În forma actuală, taxa auto, cum este gândită ea, încă nu oferă perspective cu privire la tarife, ce ar însemna aceasta. Însă știm bine că nu va conta doar capacitatea motorului și normele de poluare. Va conta și vârsta mașinii și sunt luați în calcul mai mulți factori care vor determina în final tariful pentru noua taxă ce va fi introdusă de la 1 ianuarie 2019. E surprinzător că multă lume spune că se aduc toate jafurile prin eliminarea taxei de timbru, dar nu este adevărat. Mașinile care vin sunt aceleași mașini care veneau și în perioada, mă refer ca stare tehnică, sunt mașinile care veneau și înainte când era taxa. Omul își cumpără la valoarea care are o mașină, dar surprinzător să știți că nu au venit mașini cum ne așteptam. Am zis că or să vină o mulțime de gunoaie, suntem groapa de gunoi a Europei, dar nu. Surprinzător chiar sunt mașini bune. Cele care au fost cele mai rele la început, care au avut mai multe probleme, au fost cele care au fost înmatriculate în Bulgaria. Deocamdată nu se cunoaște valoarea noilor taxe sau impozite antipoluare. În acest timp este relansat și programul Rabla. În Europa se înregistrează cea mai mare rată a sinuciderilor din lume. Ponderea cea mai semnificativă este în Lituania, de 28,2%, Rusia are 19,5% și Ungaria. Rata anuală a sinuciderilor depășește 19%. Ce-i determină pe oameni să-și pună capăt zilelor și cum putem să-i ajutăm pe cei care amenință cu sinuciderea, aflăm din materialul următor. Potrivit unui raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății, aproape 800.000 de persoane se sinucid în fiecare an pe plan mondial, iar suicidul reprezintă a doua cauză de deces în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Cele mai multe dintre persoanele sinucigașe sunt afectate de cel puțin o tulburare mentală netratabilă, precum depresia, anxietatea și dependența. Însă alți factori, precum izolarea, pierderea locului de muncă, a unei persoane apropiate și despărțirile amoroase, pot să determine o persoană să se sinucidă. Dacă avem în anturajul nostru sau în familie o persoană care amenință cu sinuciderea, este cazul să tratăm foarte serios această situație.
Sigur că luăm în serios, ne uităm în context și facem ceva în legătură cu asta. De cele mai multe ori, omul care spune asta are nevoie de ceva ajutor, indiferent de care ar fi el. Dacă eu, ca membru al familiei, nu pot să fac ceva în el convinge sau nu e neapărat o muncă la care să știu că am succes, merg cu el la medic, merg cu el la psiholog, la psihiatru, îmi dau seama de unde pleacă, cu siguranță gândurile acestea, cu siguranță că omul nu spune doar de dragul de a spune și cu o tristețe sau un dezechilibru ori de care există în spatele acestor cuvinte. Se pare că bărbații sunt cei predispuși la acte de suicid, reprezentând 82% dintre cazurile înregistrate. Există motive diferite pentru bărbați, există motive diferite pentru femei, pentru a se sinucide pe categorii de vârstă. Se pare că, în general, bărbații se sinucid mai mult din considerente ce țin de zona financiară, de probleme cu banii, iar femeile se sinucid mai mult în urma unor relații care se încheie diferit decât ce-ar dori. Deci din motive emoționale, sentimentale. De foarte multe ori, suicidul apare ca urmare a unor momente de criză, cauzate de incapacitatea oamenilor de a se descurca cu stresul de zi cu zi, cu problemele de natură financiară sau cele de cuplu și chiar cu bolile cronice și durerile acute. Cam fiecare an, data de 1 octombrie este una specială pentru pensionari, fiind Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Lăsând la o parte problemele vârstei a treia, membrii Sindicatului Liber al Pensionarilor din județul Brașov au organizat o petrecere la care ingredientele principale au fost voia bună, dansul și bucuria. Asemenea evenimente se fac în fiecare localitate unde avem filiale. Evenimente sponsorizate de primăriile și consiliile locale și cu participarea financiară a fiecărui membru, o altă parte. Sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, zi festivă. Am când cuvântul meu care l-am prezentat, am zis că ziua noastră este în fiecare zi, să subliniem rolul nostru în familie și societate. Noi, persoane vârstnice, suntem un sprijin pentru familie, pentru copii, pentru nepoși. De ziua lor, bunicuții au lăsat grijile deoparte și au ales să iasă la restaurant, în ținute elegante, veseli și optimiști, bucuroși că au mai trecut un an din viața lor de pensionari. Dovada că își păstrează veselia și energia a fost chiar pe ringul de dans, unde muzica i-a însuflețit și a bine dispus. Cea mai mare dorință a pensionarilor este să aibă parte de sănătate, să își poată crește nepoții. Ne-am dorit numai sănătate, să fim sănători, să călătorim, să socializăm și să fim voioși și fericiți, așa ca la bătrânețe. Să ne bucurăm de toate pensiile și de toată lumea asta frumoasă și de clipele frumoase care suntem. Și de nepoți, de familie, de toate. Deși au ieșit la pensie, vârstnicii își doresc să se implice activ în viața comunității și în proiectele administrative, sociale sau culturale, derulate la nivel local. Pe această cale aș dori ca organele locale, în principal primăria, care are un compartiment social, să se implice mai mult în această zi de sărbătoare a persoanelor vârstnice. În rest, noi la orice oră suntem gata să ajutăm dacă ne solicită primăria. În anul 1990, Organizația Națiunilor Unite a perfectat actul prin care data de 1 octombrie a devenit oficial Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, când nu trebuie să uităm pe cei care 40 sau 45 de ani și-au făcut datoria față de țară și față de generațiile actuale. Mai multe localități din județul Brașov nu au în prezent un primar care să le conducă. Vorbim despre Augustin, Bran și Predeal, unde edilii încă se judecă pentru incompatibilitate. Dacă în Bran și Predeal se mai poate, spune că primăria nu este goală. La Augustin, situația nu este deloc una bună. Chiar și așa, autoritățile nu pot face nimic pentru a organiza alegeri. Activitatea din comuna Augustin este complet blocată în urma scandalurilor politice de la nivelul comunei, care au luat proporții dramatice pentru comunitate.
Primarul Sebastian Porumb a fost demis ca urmare a unei sentințe definitive prin care a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Viceprimarul Marian Grozea a fost demis de către PSD, iar Consiliul Local Augustin nu mai este funcțional întrucât toți consilierii locali din formațiunea liberală, precum și cei aflați pe lista de membrii supleanți, și-au dat demisia. Nici în alte localități, cum ar fi Predeal, Bran sau Părău, situația nu este clară. Statul ar trebui să organizeze alegeri, însă este blocat de întârzierile din justiție. Cele mai mari probleme sunt în comuna Augustin, unde nu mai avem nici măcar consiliul local, datorită faptului că consilierii locali PNL și-au dat demisia. Acolo primăria este condusă de secretarul primăriei. Dar în momentul de față, dacă mâine s-ar organiza alegeri, doar comuna Părău s-ar califica din punct de vedere juridic pentru o competiție electorală. Nu, încă nu avem o decizie definitivă a curții de apel vis-a-vis de demersurile făcute de către fostul primar. Și aici mă refer la faptul că acesta a atacat în contencios administrativ ordinul prefectului de demiterea sa. În județul Brașov avem probleme în Augustin, Bran și Cristian, localități în care primarii au fost declarați incompatibili. În Predeal și Hoghiz, edilii au fost condamnați, iar în Părău primarul a decedat. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri din această săptămână cuprinse în jurnalele Mix TV. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Omelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!